Dacă. Ca Emil Constantinescu, știi, când și-a dat-o ghea religioasă. Păi, l-ascultă. Dar și eu premier cu acest inițial și ulterior s-a răspândit. Așa cum toți cetățenii care au votat, unii au votat și la referendum, alții nu, așa și în PSD. Ați votat și dacă pragul, nu vedeați că a atins pragul de prezență? Dacă n-aș fi vrut să votez, n-aș fi spus dinainte că susțin aceste întrebări. 30% cine și-a sumat, zice? Nu mai trebuie să vedem rezultatele. Vă veți da demisia în cazul tristă, în care veți avea un procent? Nu este o zi tristă, este o zi bună, pentru că au venit foarte mulți oameni la vot. Îmi pare rău pentru că au fost cozi foarte mari. Și m-ați întrebat mai devreme de ce cred că sunt cozile mari. Aha. Eu m-am uitat acum, am fost la foarte multe votări în viața mea și am văzut de unde sunt întârzierile. Am văzut la mine. De la tabletă, de la două liste. Ne place, nu ne place, asta e realitatea, din păcate. Dar în diaspora, în diaspora domnișoară, și acolo îmi pare rău, dar ar trebui să-i întrebăm pe ambasadorii care au fost numiți. S-au terminat inclusiv buletinele de vot. Spania, Italia, Marea Britanie, să-i întrebăm pe ambasadorii de acolo, unul, de ce n-au încercat să-i direcționeze în această săptămână, să le spună tuturor românilor de acolo unde sunt toate secțiile de vot, pentru că sunt secții de vot unde nu e nimeni și secții de vot care sunt foarte aglomerate. Dar nu guvernul a organizat aceste alegeri? Prin ambasade. Cred că ați greșit undeva și ce va însemna un scor sub 30% pentru prezență. Vorbim la, după ora 21. Irina a votat? A votat dimineața în drumul taberei. Domnule Brașov, nu sunteți cu nimeni de la partid acum. Fiecare e cu treaba lui. Da, acum discutăm despre ora. Domnule Dragnea, haideți că vorbim după ora 21. Aveți emoții, mâine s-ar putea să fie o sentință definitivă și ar putea... Haideți că vorbim după 21, îmi puneți toate întrebările. Păi nu, dar trebuie să ne răspundeți dacă se poate, pentru că este o decizie așteptată. Păi vorbim după ora 21. Nu veniți la presă, la conferința de presă după 21? O să vin, sigur că da, tocmai pentru că aș dori să-mi răspundeți la întrebare, dar... De ce mă împingeți? Jurul dumneavoastră care ne împing și nu e drept. Stați puțin, dar de ce împingeți voi? Noi nu împingem, noi vrem doar să vă punem câteva întrebări și cum vedeți această... Că discutăm civilizat după ora 21, nu vreți civilizat. Cum este în Partidul Social Democrat această prezență la dar de ce aveți atâția oameni care îi împing pe colegii noștri? Îi vedeți și dumneavoastră. Nu, îmi dați voie să trec. Dar este în regulă o asemenea atitudine? Cum? Sunteți obișnuit cu imaginea aceasta, cu siguranță. O să trec totuși dacă îmi dați voie. Știți că mai sunt și alți oameni la vot. Eu am o singură întrebare. De ce nu mă lăsați să ies de aici? Și pe mine și pe ceilalți care au votat. Domnule Dragnea, de ce o fugiți? Hai să-i găsim. Dă-te. Domnule Dragnea, dar de ce fugiți? Unde fug? Voi fug? Păi toată lumea a mers pe acel hol și toți au respectat. Pe acel hol eram blocat. E simplu. Dar sunteți blocat de oamenii care sunt în jurul dumneavoastră. După nu cum sunt blocat vede, de oameni voi. Care au împins și colegii voi. Jurnaliști. Vreau să ajung la partid. De ce nu vreți să discutăm acolo civilizat? Dar de ce nu putem fi civilizați aici? Pentru că și la înalta curte de casație ați venit. Eu merg înainte. Luați în calcul o demisie în această seară dacă nu sunt rezultatele scontate? Cine va deconta eșecul? Eu vreau să nu mă împing și voi este ok. Nu mă împinge, te rog frumos, că totuși am eu mă țin distanță, nu mă omul. Nu, doamne, chiar așa? Lăsați domnule omul să treacă. Parcă... Sunteți că până la urmă presa împinge. Presa împinge, nu? Am văzut ce, vă arăt pe imagini cum împinge presa. Mersi, ne mă ține umăr. Vă îngrijorează această prezență masivă la vot și votul românilor? Cum să mă îngrijoreze? Foarte bine pentru democrație. Dar ce mesaj? De mâine, cum interpretați dumneavoastră acest mesaj? Acest vot masiv?
Eu chiar vreau să am conferință de presă după 21. Chiar dacă îți pare rău, dar o să o am. Ne gândeam să ne mai țineți în suspans. Veți mai face la 21 acel anunț pe care l anunțați acum câteva zile? Spuneați că veți face un anunț privind candidatura la prezidențiale. Nu mă mai împingeți. Mai luați în calcul în acest moment să candidați pentru cea mai înaltă funcție în stat? Când am luat în calcul? N-ați exclus-o. Când am luat în calcul? N-ați exclus-o. De fiecare dată când candidați la prezidențiale, domnule Dragnea. În seara asta spuneați că s-a anunțat. Pare rău că suferi. Sunteți președintele PSD, domnule Dragnea, și de obicei președintele PSD decontează un eșec. Sunteți pregătiți să mergeți la puterie? Nimeni nu e pregătit, doamnă. Credeți că decizia Consiliului de mâine va fi influențată de rezultatul votului de astăzi de la europarlamentare și referendum? Nu știu, dar oricum voi o influențați de un an de zile. Cum adică influență? Hai, hai, ieși, ieși pe poartă, ieși pe poartă. Ieși pe poartă. Frate, voi vă împinge și pe bune.